Polițiștii de frontieră suceveni au depistat în data de 8 iunie o cantitate mare de țigări de contrabandă și de această dată contrabandiștii au reușit să fugă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției de frontieră Suceava, comisarul șef Ilie Porohserițan, în jurul orei 20:30 de minute, un echipaj al Poliției de frontieră a observat la aproximativ 1,7 km de linia de frontieră pe direcția localității Falcău mai multe persoane care transportau colete voluminoase. În aceste condiții, polițiștii de frontieră au somat persoanele respective să se oprească, însă ele au abandonat coletele și au fugit spre Falcău. În total au fost găsite 5 colete ce conțineau 8.950 de pachete cu țigări provenite din magazine de tip duty-free, a căror valoare se ridică la suma de peste 100.000 de lei. Țigările au fost confiscate, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru identificarea contrabandiștilor.